Rămânem tot în zona serviciului public al anului 2006, unde mai avem încă două premii. Iată că serviciul public este destul de consistent anul acesta. Compania Alcatel România primește premiul Serviciu Public al anului 2006 pentru realizarea infrastructurii de comunicație a noului sistem de protecție a frontierei Uniunii Europene. Domnul Emil Vizloguzov este invitat să ridice acest premiu. Bună seara! Mulțumesc, domnule Vaciu, vă mulțumesc tuturor. Nu știu cum face domnul Vaciu, dar marchează așa momentele pentru compania noastră și pentru altele de altfel. E primul premiu pe care îl primesc în, îl primește compania Alcatel lucent în România, proaspăt anunțată public acest companie rezultată de, de mergerul, de unirea a, a, a doi realmente lideri mondiali în industria noastră și cred că e unul din primele premii internaționale pe care le primim sub noua siglă violet pe care o puteți vedea acolo. Vă mulțumesc tuturor. În același timp vreau să mulțumesc clientului nostru care a făcut posibil acest premiu și pe care aș dori să-l fac părtaș la uh, decernarea acestei diplome uh, și în al, uh, în al treilea rând uh, doresc să vă do uh, doresc să vă urez tuturor sărbători fericite, un Crăciun fericit și un an 2007 în România plin de realizări și succese în domeniul ITNC. Vă mulțumesc!